Da. Cum stăm cu jucătorii nou veniți? Am văzut că l-ați prezentat pe Rahmani, nu? Da. Da? Când va putea să joace? Adică din punct de vedere, nu când îl bagă domnul Bergori, normal, când l-o băga, asta e decizia domnului Bergori, dar când ar putea să joace? Adică deja din etapa viitoare e în regulă, pentru că l-am văzut, a dat goluri în cupele europene, adică este un jucător în plin sezon, nu e ca și cum a stat două luni de zile. Și adică poate să joace deja, nu? Nu, cu el fiind extracomunitar o să țină un pic. Mai mult ca sigur nu se joace în meciul viitor. Sperăm noi cam două săptămâni să fie gata, dar fiind extracomunitar e o procedură mai complicată și nu se înregistrează imediat. A, bun, și cam în cât timp? Două, trei săptămâni după meciurile naționale mai degrabă? Cam așa, nu știu să vă zic exact cât o să țină, o să vedem, dar probabilitatea mare este să nu joace următorul grijă, vom vedea dacă putem să-l avem cu Farul. Deci realist, îl vreți cu Farul dacă s-ar putea, nu? Ar fi ideal. Sperăm, dacă nu, după. Uh-huh. Un jucător foarte bun, adică de ce l-ați luat? Care sunt calitățile lui? De ce l-ați transferat? Nu știu, are 30 de goluri în 50 de meciuri, e foarte tânăr, ne-a plăcut foarte mult. Un jucător care credem noi că e foarte bun pentru campionatul nostru și de asta l-am transferat. Dar, cum ați văzut și aseară, nu ducem lipsă de atacanți. Uh-huh. Se pune problema cumva să plece Dugan, zici, în următoarea perioadă? Nu, în niciun caz. În niciun caz. Deci nu se pune problema. Adică nu l-ați adus pe Rahmani pentru eventuale plecare a lui Dugan, zici. Vreți să vă întăriți, nu să slăbiți echipa, nu? Păi nu avem decât un atacant, nu avem cum să dăm. Acum avem doi, deci nu putem să vindem niciun atacant. Am înțeles. Deci nu se deci acesta va fi ca să aceștia vor fi atacanții cel puțin, nu știu, până în iarnă sau până la sfârșitul sezonului, Duganzi și Rahmani, nu? Atacanții număr 9, ca să zic așa. Da. Cum mai stați în discuțiile cu Farul pentru Băluță? Nu avem, în momentul de față nu avem nicio discuție cu Farul. Dar știu că ați avut. Mai e încă o lună de transferuri, vom vedea ce se va întâmpla. Dar știu că îl vreți, nu? E corect? Da, știți că nu declar că avem jucători înainte să avem, nu știu, să zicem că sunt în negocieri avansate cu ei. Da. Am dorit anumit jucători de la Farul, vom vedea ce se va întâmpla. Uh-huh. Adică când spuneți jucători, nu vă referiți doar la Băluță, vă referiți la mai mulți jucători de la Farul? Nu pot să vă dau niciun nume. Am înțeles. Deci doar bâul de la Băluță pe care nu puteți să mi-l dați. Nu pot să vă dau nici bâul. Am înțeles.